Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli Luca și Ioan citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să-mi aminte, zisa Domnul pilda aceasta, ieșit asemănător să semene sămânța sa, și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele, și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit să audă? Și ucenicii lui întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? Iisus a zis, vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care au auzit cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Ce-a căzut între spini sunt cei ce au cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și plăcerile vieții, se năbușesc și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt aceia care cu inima curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. După ce a spus acestea, a strigat, cine are un